Vă invit cu respect să deschidem cuvântul Domnului la întâia carte a împăraților, capitolul 18. Voi citi de la versetul 41 la 46. Unul împărați, capitolul 18, de la 41 la 46, pagina Bibliei 382. Să ascultăm cuvântul Domnului. Apoi Ilie a zis lui Ahab, Suete de mănâncă și bea, că se aude voie de ploaie. Ahab s-a suit să mănânce și să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și a zis slujitorului său, Suete și uite-te înspre mare. Slujitorul s-a suit s-a uitat și a zis, nu este nimic. El a zis de șapte ori, du-te iarăși. A șapte oară slujitorul a zis, iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om. El a zis, suite și spune lui Ahab, în hamă și pogoară ca să nu te oprească ploaia. Peste câteva clipe, cerul s-a negrit de nori a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel. Și mâna Domnului a venit peste Elie, care și-a încins mișlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Amin. Iubestrașe surori, doamnelor și domnilor, vă invit să. Privim la pasajul acesta chiar dacă este mijlocul iernii, nu în California, însă pentru dumneavoastră cei de la internet, pentru că în preajma acestor sărbători de iarnă, în mijlocul iernii și în societatea contemporană în care noi trăim, există această mare realitate. Este o secetă cumplită. Iisusește-te cumplită din perspectivă spirituală. Nevoia unei treziri spirituale se simte peste tot. Se simte la nivel personal, se simte la nivelul familiilor noastre, se simte la nivelul bisericii universale și a bisericii locale. În loc ca oamenii să se apropie de Dumnezeu, să caute îndurarea Lui, să caute ploaia binecuvântată a Duhului Său Celui Sfânt. Știm foarte bine în societatea în care trăim, foarte multe biserici își pierd timpul și puterea în dezbateri sterile despre Dumnezeirea Domnului nostru Isus Hristos, în dezbateri despre căsătorii homosexuale și despre ordinări a unor persoane care practică aceste perversiuni. Sunt biserici însă care se roagă. Se roagă pentru trezire spirituală. Sunt familii care caută pe Domnul. Sunt suflete care stăruiesc înaintea lui Dumnezeu. Cuvântul Domnului ne-a promis și ne promite, este Domnul cel care promite, că dacă te afli în vreme de secetă, de secetă spirituală, de uscăciune sufletească, dacă te simți în starea aceea în care nu știi care e părtășia ta cu Dumnezeu. Nu știi de ce nu-ți mai răspunde la rugăciune, de ce nu mai intervine în viața ta. Vă aduc aminte ce spune cuvântul Domnului pentru oameni care se găsesc în situații de felul acesta. Domnul a spus că El se bucură să ne facă bine. Ieremia 32 cu 41. Ne-a promis că ne dă cu plăcere împărăția sa. Luca un 12 cu 32. Ne-a promis că fiind bun, Tatăl nostru dă Duhul Sfânt celor cel cer. Luca 11 cu 13. Ne-a promis că el toarnă apa proaspătă a Duhului peste orice pământ însetat și uscat. Isaia 44 cu 3. Nimic, niciun surogat nu poate să înlocuiască pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu poate să înlocuiască bucuria care va aduce el, binecuvântarea care va aduce el, prezența care va aduce la el. De aceea, în această dimineață aici în Biserica Emanuel, în seara aceasta în Europa și mâine după masă în Australia, aș vrea să vă provoc și să vă adresați, să ne adresăm această întrebare. Este o scăciune în viața ta spirituală? Este secetă? Simți nevoia unei treziri reale și unei părtășiri reale cu Dumnezeu? Ai vrea să te întâlnești cu El în rugăciune? în cântare, să poți să plângi de bucurie înaintea Domnului, să poți să simți mâna Lui vindecătoare, să poți să simți pacea Lui care întrece pricepere omenească. Trași surori, am o veste bună. Se aude vuiet de ploaie. Se aude vuiet de ploaie. Acesta este și titlul mesajului meu. Exact cum spune aici profetul Ilie. Se aude vuiet de ploaie. Domnul este gata să torne îndurarea lui. Domnul este gata să torne ploaia lui. Și acum la sfârșitul anului și la începutul anului. Și tot timpul, în orice vreme. Pentru el nu este dificultate să vină cu îndurarea lui, să vină cu mila lui, să vină cu bunătatea lui. Dar cum va ploa peste tine? Cum va ploa peste mine? Cum va ploa peste casa ta? Peste copiii tăi care ți-au spus nu mai credem în Dumnezeu? peste soția ta care ți-a întors spatele, peste soțul tău care nu te mai bagă în seamă, cum va ploa peste rugăciunea ta, peste sănătatea ta. Potrivit pasajului pe care l-am citit, sunt trei aspecte distincte pe care trebuie să le urmărim. În primul rând, pregătirea pentru ploaie. Dacă doresc să vină ploaia, dacă dorești să vină ploaia, și că dorești, dacă doriți să ploie în casele dumneavoastră, în businessurile dumneavoastră, în sănătatea dumneavoastră, trebuiește pregătire. Pentru ploaie lui Dumnezeu trebuiește pregătire. Și trebuiește o pregătire specială. Sunt oameni care nu le pasă dacă nu plouă, nu le pasă dacă sunt în secete spirituală, nu le pasă dacă Domnul nu e prezent în, în cântare, în rugăciune, în biserică, în viața lor, nu le pasă. Ca și aha. Observați, i a spiritul lui Ahab și a zis lui Ahab împăratului, du-te, suite și mănâncă, du-te și bea. Nu te interesează nimic altceva. Să te simți bine un moment, să-ți meargă bine o clipă, o oră, să te mai aduleze încă o dată cei din jurul tău, du-te și mănâncă. Eu mă duc să mă rog. Eu mă duc să stăruiesc înaintea lui Dumnezeu. Eu mă duc să-mi plec genunchi în fața lui Dumnezeu. Eu mă duc să mă arunc cu fața la pământ înaintea lui. Eu mă duc pentru că știu Că cel ce a oprit ploaia este în stare să dea înapoi. Și de aceea, Ilie se pregătește. Oricine este înțelept, se pregătește. Cuvântul Domnului spune în Proverbe 22 cu 3. Omul chipzuit vede nenorocirea și se ascunde. Dar cer proști merg înainte și sunt pedepsiți. Dute și mănâncă. Ilie s-a pregătit. Și pregătirea pe care o face Ilie este o pregătire întreită. O pregătire întreite, în primul rând, este pregătire prin confruntare. Pregătire prin confruntare. Trebuie să avem curajul confruntării frașesorilor, doamnelor și domnilor. Nu toate lucrurile sunt bune în viața noastră. Nu toate lucrurile sunt bune în viața mea. Nu toate lucrurile sunt bune în casa mea. Nu toate lucrurile sunt bune în casa ta. Nu toate lucrurile sunt bune în viața ta. Degeaba te plângi și spui, nu știu ce mi se întâmplă mie lucrul acesta. Ia stai puțin și te confruntă. Ia stai puțin și te confruntă. Să ai curajul să te privești pe tine în față. Nu să-l confrunți pe cel de lângă tine întâi. Pe tine întâi. Ia uitați la confruntarea lui Ilie. Ilie a confruntat pe împăratul său. Ilie a confruntat pe împăratul său. Un împărat 18 cu 18. Nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, i-a spus el lui Ahab, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după bai. Eli a avut curajul să se ducă înainte să ceară ploie, să ceară îndurare, să ceară binecuvântare, să-și confrunte împăratul și să-i spună, știi cine este de vină? Știi de ce nu plouă? Tu ești de vină. Ești idolatru, a întors spatele Lui Dumnezeu, ți a adus o turmă întreagă de proroși mincinoși, ți-ai adus o turmă întreagă de adulatori care nu știu altceva să facă decât să mănânce pe seama ta. Și tu cu ei. A adus poporul în ruină, ai adus țara în ruină, ai adus regatul în ruină. Uite, toate suferă, de la oameni până la vite. Și așa cum ați auzit de multe ori, chiar și recent, la aceste sărbători, avem și noi împărații noștri. 2 Petru 2 cu 19, că fiecare este robul sau, da, lucrului de care este stăpânit. Este ceva care domnește peste tine. Este ceva care domnește peste mine. Este ceva care nu mă lasă să mă pot bucura, nu mă lasă să mă pot ruga, nu mă lasă să pot sta înaintea lui Dumnezeu, nu mă lasă să văd bine pe fratele meu, pe sora mea, nu mă lasă să, să mă simt bine înaintea lui Dumnezeu. Este un lucru. Sunt mulți Dumnezei, mulți împărați care trebuie să confruntați. Ilie s-a pregătit prin confruntare și în primul rând și-a confruntat împărații. Ia să iei număr pe câțiva. Împăratul Pântece. Roman 16 cu 18. Filipeni 3 cu 19. Împăratul idolatrie, Roman 1 cu 24 la 25. Împăratul amânare, este plin în biserică de acești împărați, împărații amânare. De mâine ne rugăm, de mâine postim, de mâine facem toate lucrurile, de mâine facem și daie. nu este așa? Mai ales după sărbători. Împăratul amânare, Ieremia 6 cu 16, împăratul neascultare, Ieremia 6 cu 17, împăratul poftafirii, 2 Petru 2 cu 18-19, împăratul nepăsare, proverbe 28 cu 9, împăratul orbire, judecător 16 cu 20, copiii noștri pot să fie împărații noștri, cum spunea în 1 Samuel 2 cu 29, de ce cinstești pe fiii tăi mai mult decât mă cinstești pe mine? Nu vezi nimic că fac rău copiii tăi, nu? Nu vedem nimic proroci după gust, păstori și învățători după gust. Poți să vezi care este împăratul pe care trebuie să-l confrunți? Știu că dorești ploaie, știu, sunt convins. Cine nu vrea să nu fie bine binecuvântat? Cine nu vrea să nu cadă peste el îndurarea lui Dumnezeu? Care este familia aceea, casa aceea să fie atât de neînțeleaptă și să-l spună mai bine vină blestem peste mine. Nu vrem toți să ne meargă bine? Nu vrem toți sănătate? Nu vrem toți binecuvântare? Nu vrem toți o pâine mai bună? Nu vrem o familie mai trainică? O casă mai bună? Toate lucrurile mai bune? Le vrem! Le dorim! Și Dumnezeu a zis, mă voi bucura să vă fac bine, nu să vă fac rău. Dar ia confruntă-ți Ia confruntă-ți Ia vezi, ce te oprește? Populismul, frumusețea, tinerețea, educația. Pe de altă parte, el a confruntat pe semenii săi, nu numai pe împăratul, pe semenii săi. Un împărat 18 cu 21. Atunci El s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când veți șchiopăta de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este bal, mergeți după bal. Poporul nu a răspuns nimic. Cine vrea îndurarea lui Dumnezeu, cine vrea să vadă ploaia Duhului peste, el, peste ea, peste casa lui, peste casa lor, trebuie să confrunte și pe semeni. Confrunte-ți familia, Confrunte-ți prietenii, dar dăm voi să spun un lucru fundamental. Înainte să confrunți pe cineva, confrunte-te pe tine înainte să confrunți pe semenii tăi, confruntă-te pe tine. Nu lua pe nimeni la roz de ce nu se roagă dacă tu nu te rogi. Nu lua pe nimeni la roz de ce nu este credincios de ciuri dacă tu nu ești. Nu lua pe nimeni la roz de ce nu vine la casa Domnului când tu te duci odată în lună. Nu lua pe nimeni la roz de ce e nepăsător când tu nu vezi lucrarea Domnului de când mai prin dioptriile tale și nu ți schimbat de 20 de ani. Confruntă-l pe semen. Dar confruntă-te întâi pe tine, fii tu schimbat, fii tu deja sub ungerea Duhului, fii tu deja sub ploaia de sus, fii tu deja ascultare, pildă de ascultare. Și atunci când vei confrunta pe semen, se vor rușina și vor zice, da, trebuie să mă pocăiesc, trebuie să ne pocăim, trebuie să ne apropiem de Domnul. Atunci poți să convingi, atunci poți să fii urmat, atunci poți să fii ascultat. Elie s-a pregătit. A știut ploaia de la Dumnezeu, îndurarea de la Dumnezeu, binecuvântarea de la Dumnezeu nu este o pomană. Nu că merităm să ne dea Dumnezeu ceva, dar nici așa nu ne binecuvântează Dumnezeu să stăm toată ziua cu mâna în buzunar, să stăm toată ziua în discotecă, să mergem la bar, să mergem în toate locurile, să ne facem toate chefurile noastre, să ne slujim toți împărații și apoi să venim și să ridicăm mâine spre cer și să binecuvântăm pe Domnul oară și El să coboare ploaie peste noi. Confrontare. Confruntare. Împăratul, semenii, și el a confruntat sistemul religios. Nu numai. Ia uitați. Un împărat cu 24. Voi slujitorii lui Bal să chemați numele Dumnezeului vostru. Și eu voi chema numele Domnului. Domnul care va răspunde prin foc și prin ploaie. Acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Trebuie confruntat și sistemul religios. De ce? Pentru că de multe ori, vai de prea multe ori, viața personală, viața din, uh, de, uh, spirituală din familiile noastre și viața spirituală din bisericile noastre nu mai este viață spirituală, este viață religioasă. Faceți diferența. În aparență, religia este bună, este bună, dar frați și surori, doamnelor și domnilor, religia nu-ți face nimic, nu te ajută la nimic. Ceea ce ți-a inima, ceea ce ți-a predica, ceea ce ți-a rugăciunea, ceea ce ți-a cântarea, ceea ce ți-a prinde mijlocirea, ceea ce ți-a prinde slujirea, ceea ce aprinde a părtășea frățească, e numai Duhul lui Dumnezeu. E numai Duhul lui Dumnezeu. Nu ne aprind povești băbești, nu ne aprind show nu ne aprinde producții de nu știu care. Toate sunt bune. De așa ce ne aprinde viața e dul Sfânt al lui Dumnezeu. Sistemul religios trebuie să fie confruntat. Nu trebuie și schimbare în închinarea noastră? Este ca și când ar zice cineva, și cu carul cu boi ajungi de aici în Europa. urcă gar cu boi. Dar eu cred că dacă te uiți într-un Boeing, 87 sau 787, 7, nu? Dreamliner, cred că ajungi mai bine. În aceeași direcție te duci, se mișcă amândouă, dar trebuie să schimbat, mai poți trăi cu carul cu boi, nu mai poți ruga numai o dată în săptămână. Nu poți să trăiești numai în felul în care ai trăit. Frați și surori, doamnelor și domnilor, stimați prieteni, trebuie schimbată viața, trebuie schimbată închinarea, trebuie schimbată părtășia noastră cu Dumnezeu. Ai fost obișnuit să auzi numai o singură rugăciune în biserică. Ei trebuie să te obișnuiești să auzi pe toți rugându-se. Ai fost obișnuit să auzi numai cântări în poziție de drept. Ei trebuie să le auzi cu inima plină de bucurie să-l înaintea lui Dumnezeu. Nu religie, nu religie, nu tipare, prezența Duhului, prezența Duhului, prezența Duhului Sfânt. Pentru ploaie, pentru binecuvântare, pentru îndurarea lui Dumnezeu, pentru mângăierea lui, pentru vindecare divină, pentru pace în familia ta dezmembrată, pentru liniște în conștiința ta murdară, trebuiește pregătire. Dumnezeu va turna în durarea lui dacă te pregătești, dacă te apropii de el. Căutați-mă, așa cum spune cuvântul Domnului, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Să se lase cel păcătos și rău de păcatele lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă și îndurare. durare. Elie s-a pregătit nu numai prin confruntare, Elie s-a pregătit și prin construcție. Unul în praț 32 Înainte să ceară foc și ploie, el a reconstruit altarul Domnului. O pregătire prin confruntare, o pregătire prin construire. Frați și surori, doamnelor și domnilor, biserica Domnului se zidește pe principii și pe viziune biblică, nu pe idei personale. Trebuie altar, care e rugăciunea, Trebuie post, trebuie să pare adânc în cuvântul Domnului, un om 18 cu 32, și trebuie jerfă. Și trebuie jerfă. Un om cu 33 34. Uitați-vă în textul din un împărat 18, în tot, contextul și veți vedea. Înainte să cheme foc și înainte să cheme ploaie, Ilie a adus jerfă, a adus un vițel, dar pe lângă, sau câți vițel au cerut acolo, dar pe lângă vițel, Ilie a mai adus jerfă din ceva. Din ce anume? Care era cea mai scumpă comoditate pe vremea lui Ilie? Când spun comoditate, cel mai scump bun. Care era cea mai scumpă comoditate? Apa. De trei ani și jumătate n-a plouat. De trei ani și jumătate n-a plouat. Era mai scumpă o găleată de apă proaspătă decât un vițel. Așa cum spune cuvântul Domnului, vine vremea, zice Domnul, când aurul vostru nu o să vă mai ajute la nimic. Și argintul vostru o să fie aruncat pe străzi. Pentru că dacă nu ai esența, nu ai apa. El i a spus, aduceți apă, aduceți apă aduceți apă. De trei ori a făcut lucrul acesta când a zidit altarul. De trei ori, 12 găliți de apă a turnat peste jerfă. Lucru care a fost cel mai scump, lucru care era cel mai drag, lucru care era cel mai prețios, lucru la care Israel se uita cu ochii, gata, eu vreau eu apa aceasta, vreau eu găleata aceasta, vreau eu binecuvântarea aceasta. A sacrificat-o. A jerfit-o. Dă-mi voie să-ți spun dă voie să te întreb, ce ți este ție mai drag? Ce, se, ce ți este, ce este ție mai drag? Vorba unui păstor, s-a dus în vizită într-o familie, s-o soție și o fată de 15 ani. Și a zis, prin alte, vrem să facem o rugăciune, vreau să citesc un cuvânt din Biblie. Dar vreau să, să intenționat, a zis, vreau de să citesc din Biblia noastră, pentru că vreau să vadă cât de prăfuit arată Biblia. Și sora i-a spus, fetei, dragă mami, du-te și de lui mama cartea la care ține ea ce mai mult. Și fata s-a dus și a dus catalogul Neckerman. Special orders. Ce ți este ție cel mai drag? Ce ți este ție cel mai prețios? Ce? Frumusețea? Tinerețea? Talentul? Timpul? Boyfriend-ul? Girlfriend? -ul. Ce? Lucrul cel mai prețios pe care îl ai la ala trebuie să renunți. Ăla trebuie să-l sacrifici. Acela trebuie să-l sacrifici. Ilie a rezidit altarul, s-a pregătit construind altarul, a sacrificat ce a avut mai drag acolo, ce a avut mai scump, ce a avut mai prețios. În casele noastre, frați și surori, doamnelor și domnilor, în viețile noastre, haidem să rezidim din nou altarele familiei, Haide să rezidim din nou altarul bisericii, haide să rezidim din nou altarul peteniei, altarul părtășiei, altarul relațiilor între noi, altarul credincioșiei, haidem să fim ce vrea Dumnezeu să fim. Și ca să faci, să fac, să facem lucrul acesta, este nevoie de sacrificiu. Și să nu oarecare sacrificiu, este nevoie de a sacrifica ce ți este mai drag, ce ți este mai scump. Așa cum zice Neemia, veniți să zidim iarăși Ierusalimul. Tu pune acolo zidul casei tale a bisericii care sunt ruinate, arse și în stare jalnică. Să nu mai fim de ocară. Aduceți-vă minte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați pentru frații voștri, pentru soțiile voastre, pentru fiii voștri, pentru fetele voastre, pentru toate casele voastre. Haidem să rezidim din nou. Pregătire prin construire și apoi pregătire prin curățire. Deci cea de-a treia dimensiune a pregătirii lui Ilie pentru ploaie a fost pregătire prin curățire. Și curățirea pe care a făcut-o el înainte de ploaie a nimicit pe toți profeții lui Bal. Pe toți profeții lui Bal. Trebuie curăție în trup, trebuie curăție în suflet, trebuie curăție în duh. Trebuie curăție în atitudine, frați și surori, trebuie curăție în fapte, curăție în gândire și în imaginație, curăție în relație, sfințenie în umblare, curăție în simțuri, înduplecă-ți voința, trebuie disciplină spirituală, trebuie să chem sângele Domnului Isus Hristos peste tine și casa ta, peste mine și familia mea, pentru ca Dumnezeu să ne curățească. Sunt oameni care și astăzi au o doctrină extra biblică. Așteaptă să vină Domnul și spun, biserica trebuie să treacă prin necaz. Dacă îi trebuie... dar de ce trebuie să treacă biserica prin necaz? Păi cum să nu treacă? S și se trebuie curățită de toate păcatele. Dă-mi voie să spun, dragul meu, dacă ai o astfel de doctrină pașoptistă, ca să nu spun altfel, Ceea ce te curăță de orice ce păcat nu este necazul. Ceea ce te curăță de orice ce păcat este sângele Domnului Iisus Hristos. Este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt și este adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Cuvântul acesta care spune veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liber, slobozi. Curățește-te, sfințește-te, înduplecă-ți voința, cum spune cuvântul Domnului prin Sfântul Apostol Pavel. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Și apoi pasajul care l-am auzit și de sărbători din Colosen 3, 5 la 10. De aceea, omoriți mădularele voastre care sunt pe pământ. Curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor era și voi o odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care vă pot ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v îmbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește în cunoștință după chipul celui ce l-a făcut și care este Isus Hristos. Curățire. Sfințire. Dorești ploaie? Dorești binecuvântare? Vrei minune în viața ta? Vrei minune în casa ta? Vrei trezire în familia ta? Vrei trezire în departamentul pe care îl conduci? Vrei trezire în biserica Emanuel? Vrei trezire în businessul tău? Vrei trezire în viața ta? Trebuie de pregătire. Pregătire prin confruntare, pregătire prin construire și pregătire prin curățire. Elie n-a stat pe gânduri, Elie n-a stat pe loc. Ahab s-a dus în vacanță. Ahab s-a dus să mai bea o dată. Aha, s-a dus să mai mănânci odată. S-a dus să mai piardă vreme odată. Elie s-a plecat înaintea Domnului. Cine vrea binecuvântare stă înaintea lui Dumnezeu. Nu spune Domnul să nu mâncăm, nu spune Domnul să nu ne odignim, nu spune Domnul, dar trebuie să știm când să stăm la masă și trebuie să știm când trebuie să fim în casa Domnului. Trebuie să știm când mâncăm și trebuie să știm când postim. Trebuie să știm când facem alte lucruri și trebuie să știm când suntem înaintea Domnului în rugăciune. Trebuie să știm responsabilitățile și disciplina spirituală. Trebuie să le știm. În al doilea rând, rugăciunea pentru ploaie. După ce am văzut pregătirea pentru ploaie, rugăciune pentru ploaie. În Iacob, capitolul 5, versetele 17 la 18, făcând trimitere la această experiență a lui Ilie, Apostolul Iacov spune în felul următor. Ilie era un om supus acelor slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară trei ani și șase luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Rugăciune pentru ploaie. Domnul a spus, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, vă spun că le va face dreptate foarte curând. Dacă voi care sunteți răi și știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor cel cer. Dar cum arată rugăciunea pentru ploaie? Cum arată? Frașii și surori, doamnelor și domnilor, potrivit a ceea ce Ilie ne învață în pasajul acesta și ne spune din cuvântul Domnului, rugăciunea pentru ploaie are două dimensiuni. Prima dimensiune este o rugăciune repetată. Este o rugăciune repetată. Ilie s-a rugat din nou, spune Iacob în cinci cop, și cerul a dat ploaie. Este una să te rogi și este cu totul altceva să te rogi din nou. Ați observat cum spune? Ilie s-a rugat din nou. Este una să te rogi o dată pentru un lucru și este cu totul altceva să te rogi de șapte ori pentru același lucru. O rugăciune repetată, să știți că nu este o rugăciune nebiblică. Ilie s-a rugat de șapte ori pentru aceeași problemă. Iisus Hristos s-a rugat de trei ori pentru aceeași problemă. Tată, dacă este cu putință, îndepărtează de la mine paharul acesta. Apostolul Pavel s-a rugat de trei ori pentru aceeași problemă. Să ia domnul Țepușul din, co din, co din carne. Oamenii lui Dumnezeu se roagă. Dar venim înaintea lui Dumnezeu, avem necazuri, avem probleme până atunci. Nu avem timp să ne rugăm. Nu avem timp să ne oprim din alergarea noastră. Nu avem timp să ne oprim din businessurile noastre. Nu avem timp. Cum dă -ne cazul peste noi, cum dau problemele peste noi, începem să ne facem probleme. Și venim și ne rugăm Domnului. Și nu ne-a răspuns. Poate ne mai rugăm o dată și cu biserica și după aceea am abandonat. Rugăciune repetată. roagă pentru lucrul acela, roagă și iarăși roagă -te. Nu te doare pentru starea ta uscată? Nu te doare pentru starea spirituală uscată a familiei tale? Nu ne doare pentru starea bisericii în care ne închinăm? Nu se poate mai mult, frași și surori? Nu se poate o trezire mai mare? Nu se poate o cercetare mai mare? tânjesc. Tânjesc după momente când poporul să nu se mai oprească din rugăciune. După momente când se cântă aici în fată să se coboare Duhul Domnului peste biserică și toți demonii să fie puși pe fugă. Orice gând murdar, orice, orice obrăznicie să fie pusă pe fugă. Să se poată închide orice telefon când a spus închideți telefoanele. Aștept acest moment, aștept această cercetare, aștept această trezire în biserică, această trezire în tineri, aștept această trezire și să-i văd pe bănci, să-i văd în casa Domnului, nu să fie și să nu vină la biserică. Aștept lucrul acesta și-l așteaptă Domnul. Îl așteaptă Domnul. Nu te doare? Nu te doare starea aceasta? Rugăciune repetată. Rugăciune repetată. Rogă-te din nou pentru cor, rogă-te din nou pentru orchestră, rogă-te din nou pentru predicator, rogă-te din nou pentru păstor, rogă-te din nou pentru soțul, rogă-te din nou pentru soție, rogă-te din nou pentru copii, să ne rugăm din nou pentru casa Domnului și din nou, și din nou, și din nou, și din nou. Și să spunem același lucru. Citiți despre Domnul Iisus Hristos în, grădina Ghețiman, pentru că este subliniat foarte clar. S-a dus a treia oară, spune cuvântul Domnului, și s-a rugat, spunând, același lucruri. Dacă te doare capul, nu spune că te doare mâna. Capul mă doare. Capul mă doare. Capul mă doare. Și rogă-te Domnul până te vindecă. Dacă te dore inima, spune că inima te doare. Și rogă-te până-ți vindecă inima. Dacă te dore starea uscată a vieții tale spirituale, pentru aceea te roagă. Dacă te doare relația din familie, adu-o înaintea lui Dumnezeu. Nu o dată, nici de două ori, nici de șapte ori, de șaptezeci de ori. Căci Dumnezeu ascultă. Căci Dumnezeu ascultă. Apoi, rugăciunea lui Ilie este o rugăciune cu credință. O rugăciune cu credință. Nu numai o rugăciune repede. Chiar dacă s-a rugat de șapte ori, să nu credeți că n-a avut credință prima dată. Este o rugăciune cu credință. Duhul lui era ancorat în puterea Domnului de a trimite ploaie. Sufletul lui era legat emotiv de dragostea lui Dumnezeu pentru el și pentru Israel trupul său participa cu intensitate la rugăciune. Ia uitați-l pe Ilie, câtă credință are. Toate cele cinci simțuri sunt activate în momentul în care se roagă. Auzul este activat. Ilie, până încă nici nu se roagă, îi spune lui Ahab, du-te în hamă, du-te și bea, du-te și te distrează, pentru că eu aud ce nu se aude. Ce-a auzit? Vuie de ploaie. Este activată toată ființa, auzul este activat, văzul este activat. Ce vezi? Nu văd nimic! Ce vezi? Nu văd nimic! Ce vezi? Nu văd nimic! Ce vezi? Ah! Un cât o palmă de om! Mare lucru! Du-te! Vine voie de ploaie, o să se întunece, o să fie o ploaie mare. A văzut nevăzutul, mirosul, Ilie deja simțea aroma proaspătă a pământului atins de o ploaie binecuvântată. Nările lui, mirosul lui îl, îl făcea să, să participă în această minune. Gustul, Ilie anticipa, parcă-l văd că a ieșit în mijlocul câmpului unde se găsea și a întins mâinile spre cer și a gustat picăturile mari de ploaie care au venit, picături binecuvântate. Atingerea a putut în sfârșit să atingă apa, să atingă apă din belșug, să se să, 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 să poată bucura de meniunea lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, rugăciunea pe care noi o facem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie o rugăciune cu credință. Participă în rugăciune, participă în rugăciune. uită te că Dumnezeu face, ascultă că Dumnezeu vorbește, deschideți ochii să vezi că Dumnezeu face minuni. Uite-te, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Lasă gustul! Dar nu după lucrurile firii, nu după lucrurile pântecelui. Lasă să lucreze! Atinge-l pe cel necăjit ca să-l mângâi, să-l binecuvântezi. Privește-l! Ascultă! Și ascultă cu credință! Privește cu credință, gustă cu credință, binecuvintează cu credință. Totă ființa lui Ilie participă. Este rugăciune pentru ploaie. Este rugăciune pentru ploaie. Și apoi în al treilea rând, și în ultimul rând, principiul care aduce ploaie. Nimeni să nu mă înțeleagă greșit. Noi nu avem formule magice. Nu credem în magie. Și în numele Domnului Iisus Hristos, potrivit Marcu 16, 16 la 20, mustrăm orice duc de magie. Nu credem în magie. Nu credem în formule magice. Credem în Dumnezeu. Principiul care aduce ploaie este Domnul. Este Domnul. Dar El ne spune cum să accesăm puterea Lui. Cum să accesăm ploaia Lui. Cum să accesăm binecuvântarea Lui. Și dacă vă uitați în cuvântul Domnului împreună cu mine, în pasajul pe care l-am citit, sunt două aspecte pe care Ilie le are în vedere. Primul principiu este principiul perseverenței. Principiul perseverenței. El s-a rugat. Apoi s-a rugat stăruitor. Apoi s-a rugat din nou. A perseverat. Este exact ceea ce spuneam și înainte. Principiul acesta stă la baza a împlinirii. La baza împlinirii. Ați auzit, s-au spus, se vorbește de multe ori despre marele inventator american Edison, cel ce a inventat becul de iluminat. A lucrat ani de zile, ani de zile, ca să găsească care va fi metalul acela pus acolo în, în, fila, în, cum se numește în filamentul sau cum se spune, filamentul, așa, care să se aprindă și să dea lumina aceea incandescentă, să vezi. Pentru că a, a combinat tot felul de metale și toate se ardeau, toate se ardeau. Exploda, exploda becul acela. Și istoria spune, istoria spune că a făcut aproximativ 10.000 de experimente până când a nimerit Wolframul. 10.000 de experimente. Când a ajuns undeva, pe la al 5.000 de experiment, asistenții lui au venit la el și au spus, domnule Edison, renunțați, domnule, că am, am falimentat de 5.000 de ori acum, la care Thomas Edison ar fi răspuns în felul următor. Domnilor, n-am falimentat de 5.000 de ori, am descoperit 5.000 de combinații care nu lucrează. Și am mers mai departe. Și la al 10 mile avem becul electric. Trebuiește perseverență. Principiul perseverenței. Dumnezeul nostru poate, Daniel 3 cu 17. Dumnezeul nostru vrea, Daniel 2, 3 cu 17. Partea a doua. Dumnezeul nostru este suveran. El are autoritate și dreptul suprem să zică nu. Are autoritatea și dreptul suprem să zică mai așteaptă. Are autoritatea și dreptul suveran să spună da te binecuvântez. Am ceva mai bun pentru tine. Dar trebuie să perseverezi. Și nu trebuie să te oprești. Frașii și surori, se aude vuiet de ploaie. Se aude vuie de ploaie. Vuie de binecuvântare. Există un al doilea principiu. Este principiul importanței nesemnificativului. Principiul importanței nesemnificativului. În versetul 44 al pasajului nostru slujitorul lui Ilie a zis Iată că se ridică un mic nor din mare Ca o palmă de om Ce-a însemnat pentru el asta? Ploie Never ever Never ever Nu cred că vine ploaie Cu un nor cât o palmă După trei ani și jumătate Dar Ilie știe un principiu pentru că îl cunoaște pe Domnul. Și vreau să vă spun, frașeților, domnilor și domnilor, acest adevăr. Cine, ia imaginați-vă la aceste scene, cine a crezut vreodată și cine și-a putut închipui vreodată că luând prânzul unui copil, cinci, cinci pâini și doi pești, poți răni cât? Cinci mii, zece mii. Cinci mii sunt numai bărbații. Pentru că așa sunt numărat atunci. Unde sunt soțiile lor? Unde sunt copiilor? Cine a putut să creadă că un, un prânz nesemnificativ al unui copil, poate în mâna lui Hristos, poate să facă minuni? Cine și-a închipuit vreodată? Cine să ai o falcă de magar și să omori o mie de filisteni? Cine? Ar mai trebui câteva falci și astăzi, nu? Cine și-a putut închipui că un singur cuvânt, vino, face apa să poți să calci pe ea și să umbli pe ea. Cine își închipuie că un singur cuvânt, zi numai un cuvânt de acolo de unde ești și robul meu să vindecă în casă? Cine a putut să creadă lucrul acesta? Dă atenție, de importanță de semnificativului. De foarte multe ori ne plângem. am primit un dolar, am primit 50 de dolari, am primit 20 de dolari. Nu trebuia să-i primești nu trebuia să-i dea nimeni. Mulțumește Domnului dacă i-ai primit. cuvintează pe Domnul pentru că i-ai primit și pe cel pe care ți-a dat. Ți-a dat un exemplu. A, o pâine. Mare lucru. Este mare. Dacă este de la Dumnezeu, este mare. Pentru că dacă e de la Dumnezeu, un lucru nesemnificativ. Uite ce face. Doamne, știu știu, cunosc foarte bine căței despre care tu vorbești și eu sunt parte din acești căței, spunea această femeie sirofeniceancă a cărei fică era demonizată și pentru care se roagă Lui Dumnezeu. Știu căței mănâncă fărâmiturile care cade la masa stăpânului. Doamne, uite ce spun eu. Tu ești stăpânul și eu sunt cățelul. Lasă-mi o fărâmitură. Și fărâmitura aceea îmi vindecă, îmi vindecă, fetița. Fărâmitura aceea îmi vindecă casa. Fărâmitura aceea face minuni în viața mea. Mi-ajunge, Doamne! vreau să vă spun, Dumnezeu nu ne dă fărămituri. Dumnezeu ne dă binecuvântări. El este pâinea vie care s-a coborât din cer ca să dea lumii viață. Nu umblă Dumnezeu cu fămituri. nu umblă Dumnezeu cu nimicuri, nu umblă Dumnezeu cu lucruri care... Nisip să-ți mărsoare nisipul. Dumnezeu a venit să torne în durări, să torne binecuvântări. Frași și surori, doamnelor și domnilor, se aude vuie de ploaie. Auzi? Auzi? Poate nu vezi nimic, dar trebuie să crezi. Este o vorbă, nu, nu este o vorbă. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu făcător de minuni. Un Dumnezeu care trimite ploaie. Un Dumnezeu care binecuvântează. Un Dumnezeu care face minuni. Un Dumnezeu care vindecă. Un Dumnezeu care ridică. Un Dumnezeu care pune din nou la oaltă. Un Dumnezeu care așteaptă poporul său să fie un popor binecuvântat. Frați și surori, doamnelor și domnilor, se aude vuie de ploaie. Nu ploie mică, nu ploie măruntă. Un și voi puternic. Și de aceea cuvântul Domnului spune, dacă mai asculta pacea ta ar curge cum? Ca un râu, dacă picură nu se face râu, dar îndurările lui Dumnezeu sunt oceane infinite. Binecuvântările lui nu se pot măsura, binecuvântările lui nu se pot strânge numai în brațe. Domnul are mâinile întinse să te binecuvinteze, mâinile întinse să te ridice, mâinile întinse să-ți dea îndurarea lui. N-auzi? Tu n-auzi voie tu? Nu simți nevoie de schimbare? Nu simți nevoie de transformare, nu simți nevoie de înnoirea rugăciune, nu simți nevoie de sfințire, nu simți nevoie de schimbare altarului din casa ta. Cum vrei să ploaie? Cum vrei să facă Dumnezeu minuni dacă nimic nu te mișcă? Dacă nu faci nimic, cum? Trebuiește pregătire. Trebuiește pregătire. Mă voi bucura să le fac bine și nu rău mă voi bucura să le fac bine și nu rău. Confruntă-ți împărații, confruntă religiozitatea ta, confruntă, confruntă sistemul pe semenii tăi, dar confruntă-te întâi pe tine și construiește. Construiește din nou altarul și curățește-te, stai înaintea lui Dumnezeu și n-aștepta să vină necazul cel mare ca să te curățească, curățește-te tu, cheamă sângele Domnului peste tine, cheamă îndurarea Lui, înnoirea Lui, puterea Lui și apoi rogă-te roagă Și să nu-ți fie greu să-i rogi același lucru. Exact cum a zis Iacob, te prinde haină și nu te las, nu te las, nu te las până nu mă binecuvântezi. Pentru că eu nu știu altul care binecuvântează. Eu te știu pe tine, eu te știu pe tine. Și chiar dacă eu sunt mulțumit cu o fărâmitură, Doamne, mi-ajunge. Însă știu că Tu ești plin de îndurare și Tu nu umbli cu fărâmiturii. Pentru că tu dai îndurare, tu dai binecuvântare, tu dai o pâine întreagă, tu dai o binecuvântare care nu poate fi măsurată în termeni omenești, în măsuri omenești. Se aude vuiet de ploaie. Vuiet în mijlocul iernii. Vuiet în mijlocul secetei. Vuiet în mijlocul durerii. Vuiet în mijlocul amărăciunii. Vuiet în mijlocul singurătății voi în mijlocul crizei cele mai mari, pentru că Dumnezeul nostru poate și pentru că Dumnezeul nostru vrea. Împărate, iată că Dumnezeul nostru poate să ne scape din cuptorul tău și chiar ne va scăpa, vrea. Este suveran. Dacă ți-a spus mai așteaptă un pic, are o binecuvântare mai mare pentru tine. Are o binecuvântare mai mare pentru tine. El a așteptat șapte rugăciuni și după șapte rugăciuni, un nor cât o palmă s-a făcut un nor care a acoperit întreg cerul. Crezi tu lucrul acesta? Poate ai urmărit pe internet. Poate l-ai dus acolo în spital internetul și ai zis, se predică în seara aceasta în România sau în Europa. Vreau să spun că Dumnezeul nostru este pretutindin. Acela care l-a lăudat pe ofițerul roman și a spus, n-am auzit în totul Israelul o credință așa de mare, pentru că îi spusese, trimite o vorbă, trimite un cuvânt, unul singur. Și în casa mea se face minune, vreau să spun, și în salonul spitalului, și în casa ta, și acolo unde te găsești, Dumnezeu face minune, un singur cuvânt. Un singur cuvânt. Vreau, 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 Dumnezeu vrea. Se aude buiet de ploie.